V-am găsit. Astăzi voi face paste făinoase în compoziția cărora voi pune morcovi. Am aici morcov rămas de la sucul de morcovi, deci turta care rămâne după obținerea sucului. Nu o arunc, o voi folosi la prepararea pastelor. Am aici 400 de grame de turtă de morcov rămasă de la stoarcerea sucului, 10 grame sare, 4 linguri de ulei, 2 ouă, pentru început voi omogeniza compoziția cu blenderul și apoi voi introduce făina. Mai adaug 100 de mililitri de apă. Acum voi pune treptat făină ca să fac aluatul. La început voi amesteca cu o paletă, apoi cu mâna. Normal, înainte mâna trebuie spălată foarte bine. Aici am 1 kg de făină și prin diferență voi cântări să vedem ce cantitate am folosit la aluatul de paste. Se obțin niște paste mai sănătoase și în același timp recuperați rezidul care a rămas de la obținerea sucului, pe care de altfel majoritatea l-aruncă. Am terminat aluatul, acum o să-l împart în 4. Făina mai rămas puțin, o să folosesc la întins foile. Am renunțat să mai folosesc mașina de paste. Am să întind cu mâna pentru că acestea vor trebui să fie puțin mai, să aibă o grosime mai mare decât pastele obișnuite, având în vedere compoziția. Am să întind pe rând foile. M-am decis să întind foaia pe hârtie de copt și am să o duc cu hârtia de copt afară. Am să o pun pe o față de masă curată pe terasă ca să se usuce. După aceea va putea fi tăiată. Deci o duc afară pe terasă. Întind în continuare foile pe hârtia de copt. Foia se poate întinde și pe foaie de copt și pe blat. Asta ultima am întins-o pe blat și am să o împachetez în foaia de... Am adus cele 4 foi întinse pe terasă, le-am pus pe o față de masă curată.
și le voi lăsa să se usuce, după care le voi tăia la dimensiunea dorită. Am început să tai din foile de aluat fâșii de 7-8 mm. Se pot tăia la dimensiunile dorite. Se pot tăia și la mașina de făcut paste, dar a mea are dimensiunile destul de mici pentru fidea și tăiței cam de 3-4 mm și am ales să le fac la mână. Le-am terminat de tăiat pe toate, le las acum să se usuce. Pastele s-au uscat, le voi pune acum într-un vas. Am să pun capacul. Și îl voi vida, este un vas cu vidare și așa le păstrez. În viitorul apropiat voi face câteva videouri cu rețete cu aceste paste. Vă doresc o zi bună.